Ghidul are 16 lecții. Fiecare dintre aceste lecții va fi facilitat, de fapt, de către profesorul diriginte sau profesor consilier elevilor la clasă. Noi am considerat că ar fi ideal să se întâmple acest lucru o dată pe săptămână, astfel încât cele 16 lecții care sunt structurate într-un anumit fel de către noi să poată să asigure impactul în rândul elevului, așa cum ne-am gândit noi de la bun început. De ce a fost nevoie de un asemenea ghid? Ghidul este un simplu material, să știți. Informațiile pe care le cuprinde sunt bazate pe valori pe care cu toții le avem. Ceea ce îl face special pe acest ghid, nu că este al nostru, al asociației MEXU, dar este tocmai buna structurare pe care noi am avut în vedere atunci când am alcătuit lecțiile și, mai mult de atât, implicarea profesorului. Pentru că oricât de bun ar fi un material informativ, dacă nu este facilitat corespunzător de către un cadru didactic sau de către un adult specializat, este cam degeaba. Elevii sunt acum la început de drum și în ceea ce privește alegerea domeniului pe care îl vor urma la liceu și viitoarea carieră, cât de important este să aibă o bază solidă și sprijin astfel încât să aleagă ceea ce este mai bine pentru ei și ceea ce li se potrivește. Este vital pentru viitorul lor, pentru bunăstare și pentru fericirea lor ca viitori adulți. Așadar, acest ghid care se cheamă Eu Aleg vine în sprijinul lor, astfel încât să realizeze fiecare tânăr în parte că este important, că are anumite talente, că are anumite pasiuni și abilități pe care e important să le ia în considerare în momentul în care își va alege viitorul și planurile de viitor să se realizeze în consecință. Trăim într-o perioadă în care tinerii, adolescenții sunt influențați în primul rând de tot ceea ce înseamnă social media și mulți dintre ei își iau valorile de acolo. Cum reușesc profesorii și părinții să găsească calea în așa fel încât să existe un echilibru între sfaturile pe care le primesc de la ei și ce oferă internetul? În primul rând, copilul face ceea ce vede. Și face ceea ce vede la părinte, în primul rând, și apoi face ceea ce vede și ceea ce aude de la cadru didactic. Acest ghid, în primul rând, este o unealtă pentru cadru didactic, pentru a-l ajuta pe acesta să se conecteze mai bine cu copiii, să le câștige încrederea, astfel încât dumnealui, cadru didactic, să devină modelul pentru acel tânăr de care el are atâtă nevoie. Și, într-adevăr, sunt și pe mediul online modele foarte bune, numai că, din păcate, doar puțini tineri ajung să intre în contact cu acele persoane, acei influenceri care sunt și de bun augur pentru aceștia. Ați implementat deja proiectul în 7 județe. Care este feedback-ul până acum? Feedback-ul este unul pozitiv, atât în ceea ce privește elevii, cât și profesorii. Am creat o analiză de impact cu ajutorul celor de la Câjiraie Hunedoara, de specialiști în domeniul acesta, și asta ne face să fim în continuare astăzi aici și să mergem mai departe, începând cu anul acesta școlar, cu încă 8 județe, deci de anul acesta vom avea 15 județe și Republica Moldova, un raion de fapt din Republica Moldova, săptămâna viitoare merge să lansăm și acolo. Asta înseamnă că este răspunsul este unul favorabil, rezultatul este unul pozitiv și ne bucură foarte mult acest lucru. Asta înseamnă că dacă vor fi consiliați așa cum trebuie, vom avea ca generații viitoare de profesioniști în domeniu, în concordanță cu abilitățile pe care le au acești adolescenți. Noi asta ne dorim. În primul rând, copiii să fie încrezători în forțele proprii, să se simtă importanți, astfel încât talentele pe care aceștia le au să le pună în slujba viitoarelor lor meserii.